În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Împăratul Celes, Înghietorule, Duhul al Adevărului, care pretutindenea ești și soartele împlinești, vizierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și să răsturești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne ce, dragucernice Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu asemenea de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venit. Doamne ajută, bună seara. Dragii mei, am deosebită bucurie să vă prezint pe unul dintre profesorii mei de facultate și pe vremea aceea și părinte spiritual al Facultății de Teologie. Nu ne-am mai văzut de 20 de ani. De atunci de când a terminat o facultate. Iată... Așa este. Așa este, normal. Dintre altele, părintele, fiind de specialitate de catecheză, cu predici, cu până acestea am scris foarte multe cărți de predici foarte actuale și spuneam mai devreme că l-am exploatat câțiva ani buni în pastorația mea, folosindu-i cărțile de predice, mai ales aceasta, mergând învățați, predici pentru toate duminicile sărbătorile de peste an, preot profesor dr. Vasile Gordon, ediția Institutului Biblii și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006. Seara aceasta îi mulțumim că a acceptat să fie în mijlocul nostru pe o temă destul de frumoasă, pe care să știți că foarte mulți se urmăresc site-ul bisericii noastre și de acolo se documentează și învață și dau mai departe curs vieții creștine, părinte profesor. Tema seriei este educația tinerilor în antichitatea greco-romană și valorificarea ei în actualitate. Temă foarte interesantă. Părintele slujește de foarte mulți ani la Biserica Sfântului Ilie Bogdan din București. Am mai avut și alți preoți și colegi de părintele. Toți. Numai părintele. Sunteți paroh, nu? A fost așa, nu venise și a fost foarte curios să ne cunoască. Părinte profesor, bine ați venit și Sfinția voastră. Aveți seara aceasta microfonul. Mulțumesc foarte mult, frate Daniel, pentru invitație. Mulțumesc de asemenea, frate Stelian Gomor, după aceeași invitație, am răspuns cu multă bucurie și cu alte emoții, pentru că, uitându-mă pe site, am văzut că ați avut aici și preoți de rând, obișnuiți, între care mă socotesc și eu, dar și personalități deosebite. Și tema pe care am fixat-o împreună cu domnul Stelian Gomboș, a fost inspirată din realitățile actuale, când se discută foarte mult despre educație, despre noile programe pentru școli, noile materii și așa mai departe. Multe frământări sunt în zona aceasta, dar este și anul dedicat educației tinerilor, știți, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Noastre. Titlul sună prelegere pretențioasă, să nu vă așteptați să vă țin o prelegere. Văd că dau seama că și ora este târzie. Eu nu o să țin o prelegere propriu-zisă, o să spun câteva cuvinte, după care sper să dialogăm, dacă aveți întrebări sau să interveniți și dumneavoastră, să veniți cu completări în ceea ce privește această temă, care, repet, este foarte largă și mi-a fost inspirată decine de profesorul meu și al multor generații, părintele Constantin Galeriu, pe care iată îl regăsești aici, într-o imagine, poate nu știți toți,
uitându-mă este acum, calendarul Anastasia din 1999 cu cei 12 mari părinți cu copii. Da. Ce frumos, ce frumos că îi aveți aici și sigur odată cu ei și pe alți părinți. Aș vrea înainte de a intra în tema propriu-zisă să vă felicit, părinte paroc, și pe toți ostenitorii, pentru că părintele coleg al dumneavoastră și pe toți care sunt împreună cu dumneavoastră, pe doamna preoteasă, pe doamnele preotese, pentru, eu nu mai pun niciodată, pentru ceea ce am văzut așa sumar, bănuiesc că, sigur, sunt multe lucruri de văzut încă și dau seama că n-a fost ușor până s-au ridicat toate acestea și spațiile pe care le aveți, felul în care ați gospodărit acest spațiu și am înțeles și intenții în continuare de tot mai frumoasă gospodărire. De altfel, darurile sunt împărțite. Știți, eu n-am avut această bucurie să ridic o biserică de la firul ierbii, nici să fac prea multe treburi gospodărești. Am rămas mult în zona aceasta a învățământului. Și acolo, ca paroc, sigur că a trebuit să administrez, însă nu a fost punctul meu foarte. De acum încolo este un paroc mai tânăr și suntem și noi cu biserica în restaurare, poate ați văzut, schieră și înăuntru și afară, e foarte mult de lucru, dar mulțumim lui Dumnezeu. Și cu asta aș vrea să încep, propriu zis, toți să-i mulțumim lui Dumnezeu că, iată, în libertate ne putem întâlni acum. Eu am slujit mulți ani și pe vremea aceea, sunt preot din 1983, nu foarte mulți ani, dar au fost ani grei în care încercând să fac un pic de catecheză la prima parohie la care am fost numit, am avut niște greutăți, nu foarte mari, dar pur și simplu mi s-a spus și nu de către organele născute, ci de către ai noștri, părintele protopop și preotul misionar de la propriere, de acolo mi-a zis părinte Gordon, vă apreciem pentru că vreți să faceți catecheză, dar vă rugăm să o lăsați, vă mai moare să rămâne. Și am lăsat, am lăsat-o și ne-am stricurat cum am putut, ca să nu fie discuții, să nu avem probleme și mai ales să nu aibă probleme superiorii mei. Dar iată că acum, în libertate, reușim să avem aceste întâlniri în toate bisericile, unde se dorește. Și la noi avem în fiecare miercuri seara, ne numim dialoguri catehetice și multe alte biserici. Apăs și aceste mulțumiri înaintea lui Dumnezeu și n-avem cuvinte să-i mulțumim cu toate greutățile care sunt în România. Gândindu-ne la confrații noștri creștini de pe alte meridiane, gândindu-ne la zonele acestea de conflict în Siria și nu numai, sunt și acolo creștini ortodoxi, care sunt foarte greu și, în general, în lumea islamică, în lumea musulmană, creștinii o duc foarte, foarte greu. Mi-am amintit așa un crântei când a fost în Egipt într-un pelerinaj, văzându-ne, eram profesor de la teologie și eram în reverende și și-au dat seama ce de acolo suntem, sigur, creștini și preoți, și veneau cu multă bucurie spre noi să ne arate discret, pentru că era dictatură la vremea aceea, prin 2003, să ne arate discret creștinii egipteni, creștinii copți, o cruciuliță tatuată aici undeva. Mică, tatuată, și am aflat cu acel prilej că de la botez mi se tatua acea cruciuliță ca să nu poată să fie trecut la islam. Știți? M-a impresionat foarte mult și mi-a rămas în minte acea imagine care, sigur că acum se multiplică sub alte aspecte, cu multe, multe greutăți. Cum vă spuneam, tema este foarte largă și mi-a inspirat-o cu mulți ani în urmă părintele Galeriu, care preda omiletică și catehetică, dar cursul se numea atunci așa, și la licență și la doctorat. Cursul de master nu existau. Se numea omiletică și catehetică cu noțiuni de pedagogie. Să înțelege, noțiuni de pedagogie creștină. Și părintele la pedagogie creștină făcea întâi un scurt istoric plecând de la pedagogia din Antichitate, din lumea greco-romană și îmi amintesc ca acum, cum evoca anumite expresii, anumite cuvinte cheie, anumite chestiuni pe care mi le-am notat și eu de dimineață, așa mi-am făcut câteva însemnări ca să le aduc acum în actualitate. După aceea, la doctorat, tot cu dânsul, cursul a fost continuat
omiletică și catehetică, cu noțiuni de pedagogie. Vremea a trecut și am ajuns într-o vreme la seminar, la seminarul din București, profesor, vreo 5 ani, până să ajung la facultate, între 91 și 96, și între alte discipline, ca să am completare de normă, mi s-a dat și cursul de, sau orele de pedagogie. Și am reluat ceea ce știam de la părintele Galeriu și am mai citit, pentru că nu am făcut o specializare propriu-zisă, însă mi-am dat seama cât este de important să valorificăm tot ce se poate valorifica din cultura și spiritualitatea laică, să zic, sau profană. Așa se face că se poate face o legătură foarte, foarte frumoasă și foarte bună între ceea ce s-a moștenit din Antichitatea greco-romană și primele secole creștine în care au început să se facă ceea ce se numește catecheză, care într-un fel sau altul se continuă și în zilele noastre. Și anume, mai întâi să ne amintim că Sfântul Apostol Pavel ne spune în Epistola către Galateni că Vechiul Testament este pedagog sau călăuză către Hristos. Și știm cu toți acest lucru, citind Vechiul Testament, dăm seama că sunt acolo niște enunțuri și niște anunțuri care se vor împlini în Noul Testament. Mai departe, Sfânt Clement Alexandrinu, într-o lucrare pedagogul, prin secolul al III-lea, zice așa, nu numai Vechiul Testament a fost pedagog către Hristos, ci și cultura profană în general. Deci sunt elemente pe care creștinismul le-a preluat și le-a încreștinat și le-a valorificat. Iar Sfântul Vasile cel Mare, într-o omilie despre care cred că ați auzit cu toții, se numește Omilia către tineri, este celebră, sfătuindu-i pe tineri din vremea aceea și până la urmă și pe noi, să nu ignorăm și să nu neglijăm ceea ce se întâlnește în cultura profană. Și el aseamănă cultura profană cu frunzele unui copac, unui pom fructifer, de fapt. Zice el așa că, sigur, la un pom fructifer ne interesează fructele, dar nici frunzele nu sunt lipsite de frumusețe. Și ne dăm seama cu toții de utilitate, pentru că în frunze să produce fotosinteză și așa, sunt favorizate fructele să crească și să se coacă. Deci iată că avem câteva mărturii care ne îndeamnă să citim și să recitim pagini din istoria și spiritualitatea lumii greco-romane pe care să le valorificăm astăzi. Acum, dacă vorbim, așa ca să ne restrângem de anumite zone precise, sigur ne vor referi la Grecia antică, la Roma antică. În Grecia erau cele două state, așa între ghilimele, erau două cetăți, Atena și Sparta, și sigur că existau asemănări în felul în care se desfășura școala, dar existau și deosebiri. Și apoi, sigur, în Roma antică, tot așa, anumite nuanțe specifice apusului. Ceea ce ar fi bine să ne aducem aminte, și asta mi-am notat, că în toate aceste școli, în toate aceste cetăți, se urmărea formarea unor cetățeni loiali țării, buni patrioți, în același timp erau pregătiți tinerii pentru a deveni ostași, buni apărători și, sigur, să facă față în războaie, și așa mai departe. Nu erau foarte multe categorii, să spunem, de școli, dar, în principiu, asta se urmărea formarea unor cetățeni loiali patriei și apți să o apere chiar cu prețul vieții lor. Cred că vă este cunoscută tuturor expresia educație spartană. Și am auzit-o și reauzit-o. Într-adevăr, de mici copii, întâi în familie și, pe urmă, la anumite școli, sigur, ne referim la familii care aveau posibilități să școlarizeze copiii,
învățau anumite lucruri care, într-un fel sau altul, s-au menținut și se mențin și astăzi în programele de învățământ. Bun, oară, în mare, așa ne amintim, că învățau, sigur, să zicem, cum numeau ei, gimnastica. Gimnastica însemna tot felul de sporturi. Și am să pomenesc aici un cuvânt cheie care sună așa, pentatlon. Ați auzit expresia pentatlon, pente înseamnă 5. Era vorba de 5 exerciții sau probe pe care, prin care un tânăr trebuia să treacă și dacă le trecea cu bine, sigur că era recunoscut în rândul tinerilor vrednic să primească un oficiu sau altul. Și în acest pentatlon intrau luptele, în primul rând, ați auzit de luptele greco-romane, de acolo pleacă. Alergările, săriturile, aruncarea discului, aruncarea lângii. Astea erau cele 5 în pentatlon. După gimnastică, sau odată cu gimnastica, se făcea muzică, multă muzică, poezie, literatură, filozofie, retorică, mai ales retorică, sigur, unită cu dialectica, ceea ce am mai învățat și noi prin liceul, pentru că dintre acești tineri erau recrutați conducătorii, și conducătorii militari, și conducătorii în cetăți. Ori un conducător trebuia să ia cuvântul și să vorbească coerent, convingător, să articuleze bine cuvintele ca să fie înțeles și să fie persuaziv. Am fost foarte, foarte impresionat de felul în care urmăreau ei aceste discipline și sigur că o parte făceau științele naturii, medicină, făceau matematică, fizică, astronomie, ce era la vremea aceea și ne amintim sigur de Sfinții Părinți, de mulți dintre Sfinții Părinți pe care îi pomenim mereu, să zicem în special Sfinții Preierat, care până să ajungă slujitori ai Bisericii, au trecut prin aceste școli, se numeau, la modul general, școli retorice, în special ca să ajungă, să poată să vorbească foarte bine și să fie profesor după aceea de retorică, iar unii chiar să practice avocatura. Așa s-a întâmplat cu mulți Sfinți Părinți, până să ajungă să slujească Bisericii, au trecut prin aceste școli și chiar au, la un moment dat, au profesat ca avocați sau ca retor sau ca profesor de retorică. E bine, toate aceste lucruri, sigur că sunt folositoare și pentru noi și dacă se poate lua ceva bun din Antichitatea Greco-Romană, e bine să luăm, mai ales sub aspectul acesta ce se urmărea de formare a unor cetățeni loiali patriei, în spiritul demnității și al onoarei. La romani se urmărea foarte mult și formarea de oameni care să slujească justiției. Și așa, zice cu un cuvânt mai nou, Roma Antică a dat foarte mulți profesori de drept. Sigur, la nivelul care era atunci. Păi este și cunoscută, de altfel, poate zicerea cât de mult țineau romanii la justiție, ziceau așa la un moment dat, fiat justiția periat mundus. Adică să se facă dreptate chiar dacă ar pieri lumea, chiar dacă s-ar sfârși lumea. Bine, toate aceste lucruri sigur că ne interesează și pe noi, pentru că, iată, ne lovim de probleme de justiție, auzim în fiecare zi că unii o să face dreptate, altul nu se face dreptate. Și, repet, avem ce învăța din această bogăție a istoriei, pedagogiei grecești sau greco-romane, ca să le așezăm la un loc. Mai departe, mi-am notat câteva cuvinte, iarăși le numesc cuvinte cheie, pentru că nu am moștenit de la ei doar o sumedenie de materii, discipline, inclusiv pe linia sportului, ci am moștenit și
cuvinte pe care le folosim până astăzi în pedagogia creștină, în educație în general. Și el a mutat într-o anumită ordine, nu neapărat a importanței. Iată, chiar titlul prelegerii noastre începe cu acest cuvânt educație. Educația fiind important. Cuvântul acesta e educație. Are o semnificație deosebită. Și amintind aceste semnificații, o să ne dăm seama de implicațiile lor și de ce portițe ne pot deschide pentru o înțelegere mai bună. Sigur că avem verbul educo în limba latină, cei care am studiat un pic de latină, numai că acest verb educo, care înseamnă a educa, este un verb compus din prepoziția e, o prepoziție cu ablativum, și duco, ducere. Duco, ducere înseamnă a crește, a scoate, și e, ca și ex, din. Deci, a scoate din. Sau a crește pe cineva de undeva în altă parte. Mai simplu spus, prin educație înțelegem că un copil sau un tânăr sau orice om, indiferent de vârstă, este scos dintr-o anumită stare, la început mai mult biologică, vegetativă, și dus într-o stare superioară, așa, în lumea bunelor purtări și a cunoștințelor frumoase. Deci, iată, acest e un cuvânt minunat. Educo înseamnă a crește, a scoate din. Sau cum se exprimă un pedagog mai aproape de zilele noastre, Ion Nicola, în tratatul de pedagogie, zice așa, a-l scoate pe om din starea de natură și a-l duce în starea de cultură. Alt cuvânt, școală. Sigur că este scola, scole, în limba latină, numai că el provine din grecescul scoli. Știți poate acest lucru cei care au studiat, că foarte multe cuvinte din limba latină se trag din rădăcinile limbii grecești. Deci, practic, chiar sunt unii filologi care spun că limba latină ar fi un dialect al limbii grecești vechi. Poate e mult spus, dar în orice caz există foarte multe similitudini și datorii ale limbii latine față de limba grecească. Deci, scholii, care înseamnă școală, practic, la origine, așa în românește, s-ar traduce prin tignă, odihnă, răgaz. Deci, tignă, odihnă, răgaz. Și mi-a dat mult de gândit acest sens și conține foarte mult adevăr, pentru că și în ziua de azi, și noi când am fost copii și mergeam la școală, copilul știe că merge să învețe acolo, dar merge să și joace cât se poate de mult, să aibă un pic de tignă, un pic de răgaz, mai ales copiii de la țară, cum eram noi, eu sunt născut în Ardeal, undeva la un sat, la Poale de Muntele, și acasă era de mici, era muncă foarte multă, era frumos, mulțumim Dumnezeu și părinților noștri. Am avut de toate, dar era muncă multă. Când ajungeam la școală, deja simțeam că mi-e relaxăm. Erau pauze, ne jucam. Ceea ce am sentimentul că nu știu toți pedagogii noștri, probabil mă refer, sau ar trebui să-și amintească, să redeschide niște pagini din istoria pedagogiei, să înțeleagă acest fapt, că școală, sigur că înseamnă studiu, nu? Vreau merge la școală, dar înseamnă și tignă, odihnă, răgază. Și asta devine de profesori, de învățători, să creeze o atmosferă de tignă, cât se poate, sigur, în condițiile date, pentru că sunt multe discipline, programe aglomerate, nu de citit. Avem copii, avem nepoți, cu toții știm că nu-i simplu deloc și ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze și de-aia sunt voci care bine fac că se pronunță, și când au copii o mică vacanță sau o zi liberă, trebuie să facă nu știu câte teme, nu știu cât să citească. Ceea ce nu este foarte productiv, pentru că limitele puterilor unui copil sunt cele care sunt.
Foarte interesant că latinii pentru școală aveau și termenul de ludi. Poate ați auzit de ludus, acele lud în care se, un fel de curți, să le spunem, în care erau și, se făceau și jocuri, se făceau și întreceri, și lupte, da? Iar cel care supraveghea joaca sau jocurile se numea ludi magister. Deci, magister, profesorul care supraveghea jocul. Nu întâmplător, deloc întâmplător. Acum, legat de școală și de educație, avem cuvântul pedagog. Ar trebui de la, mai devreme să-mi cer iertare, că poate sunt termeni pe care îi cunoaște și nu vreau să prezint ceva școlăresc. Cei care știți să se mai iertați, o spunem pentru cei care nu știu și în orice caz, aș vrea nu atât chestiunile de dicționar să le scot în evidență, cât semnificația lor și cu ce ne pot ajuta aceste semnificații pentru educația de astăzi, și în familie și mai ales la școală. Cuvântul pedagog este un cuvânt compus, pespedos înseamnă copil și ago, a purta. Deci, în antichitate, pedagogul era un angajat al unei familii înstărite, care lua copilul de acasă, îl ducea la școală și l-a ducea înapoi. De mână, să strângi. Asta a fost primul sens. Acum, când spunem pedagog, ne gândim la cei care supraveghează internatele și așa mai departe, cum am avut și noi, pedagogii în internate, cu rostul lor. Deci, acesta este sensul de dicționar. Însă, sensul educativ este că acel pedagog, până la urmă, amintesc de pedagogul carterie, cu care a studiat și sunt eu Angură de Aur, sau, deci se numeau pedagogi, numai cei care duceau de mână, ci care efectiv își învățau ceva pe copii și această ducere de mână, de fapt, ar trebui să ne spună că noi, ca, dacă suntem profesori, învățători și așa mai departe, să fim ca niște părinți iubitori care își duc copiii de mână. Și la propriu, și la figura. Un alt cuvânt în această ecuație a problemelor legate de educație despre care vorbim este cuvântul profesor. Cuvântul profesor. Sigur, e profesor, profesorii sunt limba latină, tradus de acolo, preluat de acolo, înseamnă profesor. Dar este un cuvânt compus, de data aceasta, din doi termeni latini. Pro înseamnă înainte, în fața, și verbul fatior, fateri, pasus sum, înseamnă a prezenta ceva, dar înseamnă și a mărturisi, a depune o mărturie. Deci a depune o mărturie în fața cuiva. Până la urmă, chiar Părintele Galeriu ne spunea, îmi amintesc ca acum, și o să vă dau și un citat de-al dânsului, în ultima vreme la facultate, Părintele Galeriu ținea doar cursul de metodica pregătirii religiei. Era la anii pensionării și totuși mai avea acest curs și eu îl însoțeam adesea și mi-amintesc cum a explicat și semnificația cuvântului, după aceea a spus ceva și am să evoc imediat. Deci, profesorul, până la urmă, este cel care predă, care spune ceva în fața cuiva, dar are și acest sens de mărturisitor, de a depune mărturie. Cuvântul în sine, cu alte cuvinte, orice profesor, odată cu acele cunoștințe de specialitate pe care le prezintă, și mărturisește ceva. Dă o mărturie bună. Iar Părintele Galeriu le vorbea viitorul profesor de religie, profesoare, care au foarte multe fete, zice, profesorul de religie este un martor și un mărturisitor. Un martor al adevărului și un mărturisitor al unui crez. Și zicea Părintele, nu un crez oarecare, ci al crezului ortodox. Acum, sigur că fiecare profesor în specialitatea lui este un martor și un mărturisitor. Dar profesorul de religie, profesorul de teologie,
noi preoții, care într-un fel suntem catecheți aici în biserică, m-am fi profesor, sigur, că suntem mărturisitori unui crez. Și nu un crez oarecare, ci un crez ortodox. Pentru care să-i mulțumim lui Dumnezeu că l-avem și ne-am născut în Sfânta Ortodoxie, cum spunem mereu. Un alt cuvânt foarte important în această ecuație este cuvântul caracter. Și de ce l-am notat? L-am notat pentru că în Antichitatea greco-romană se urmărea profilul formării unui tânăr, a unui om, în care se urmărea cu un termen de specialitate calocagatia. Calocagatia. Calos che agatos. Adică frumos și bun. Se vrea frumusețea, frumusețea fizică. În Sparta s-a ajuns până acolo, sigur aici au greșit, copiii care se nășteau în film erau suprimați. De ce? Spuneau că nu s-a ajuns niciodată bun postaj, bun militar și ne referim la băieți. Un lucru inacceptabil. Dar așa se știa atunci. Se urmărea să fie tânărul cât mai frumos, posibil, atletic, dar în același timp să fie și bun, în sens de virtuos. Da. Pentru că agatos înseamnă bun, înseamnă bunătate, dar se înțelege că bunătatea nu poate să crească decât în ambianța celorlalte virtuți, cum știm, până în ziua de astăzi. Da. Dacă cineva este bun, este și iubitor și un om optimist, cu nădejde, cu înțelepciune, cu pătat și așa mai departe. Toate acestea se urmăreau, sigur, și în Antichitate, dar fără haina creștină de care știm noi astăzi. Ei bine, tradus acest cuvânt cu un alt cuvânt în pedagogia noastră astăzi, folosim cuvântul caracter. Chiar avem o lucrare foarte importantă, deși a fost tipărită în 1955, Părintele Dumitru Călugăr, de la Sibiu, a fost profesor la Sibiu, mulți ani a predat omilitică și catechetică în vremea în care a predat Părintele Gadul la București. Și teza lui de doctorat se numește Caracterul creștin moral. Caracterul creștin moral. Sigur, cunoaștem celelalte două cuvinte, moral, creștin, cuvântul caracter. Cuvântul caracter vine tot din limba greacă. Și are la bază termenul haractir sau haracter, cum pronunță unii, pentru că ultimul este ita, de fapt, care înseamnă, deodată, pecete, amprentă, dăltuire, sculptură, adică ceea ce un meșter imprima într-un material. Lemn, os, metal, de asta zic, pecete sau amprentă, asta înseamnă. E bine, în limbaj pedagogic, a educa pe cineva, un tânăr, un copil, sau chiar pe un om matur, înseamnă a încerca să-i imprimi în sufletul lui pecetea virtuților creștine. Deci, iată, un cuvânt foarte vechi, dar încreștinat, pe care noi îl folosim foarte des. Când spunem un om de caracter, spunem un om care are pecetea virtuților creștine. Noi vorbim aici, sigur, în biserică, de virtuțele creștine, deși poate să fie un om de caracter și cineva care nu crede în Dumnezeu. Am mai întâlnit cazul, deși e foarte, foarte greu să înțelegem, dar trebuie să acceptăm libertatea fiecăruia de a crede sau a nu crede. Da. Așa aș deschide o foarte mică paranteză. Este chiar dureroasă, totuși, constatarea. Urmărim la televizor, așa, ne apare cât un personaj care este foarte cunoscut public, nu o să dau niciun nume, bineînțeles, apropo de limba latină, este expresia nomina odiosa, adică
un nume pomenit ar deveni odios în sensul ăsta, departe de noi gândul ăsta. Și nu, nu ca să judecăm, Doamne păzește, are cine să ne judece pe toți, dar să știm să îi atenționăm pe copiii noștri, pe ucenicii noștri, pe cei care ne ascultă, până la urmă în familie, când apare câte un astfel de personaj la televizor și spune, și să știți că eu sunt ateu. Și un om care e cunoscut public și spune și lucruri bune și se consideră formator de opinie și chiar este, într-o anumită măsură, formator de opinie și uite, este ateu și bine, mersi și așa mai departe. Acum, să fie sănătoși, dar din punctul nostru de vedere, un om de caracter sau caracter moral creștin este cel care are pecetea virtuților creștine, atât cele mai cunoscute, credința, nădejdea, dragostea, virtuțile teologice, cât și cele numite cardinale, înțelepciunea, cumpătarea, dreptatea, curajul, în sensul bun al cuvântului și cu toate celelalte, pentru că, de pe ceea ce spuneam mai devreme, o virtute nu e singură, crește odată cu celelalte, după cum niciun păcat sau scăderea unei putință nu e singură. Știm foarte bine acest lucru, atrage alte neputințe, alte păcate. Dragii noștri, mai am două cuvinte aici, cheie notate, și o să mă opresc din prima parte a discursului meu. Onoarea și demnitatea. Spuneam mai devreme că se urmărea în Antichitatea greco-romană să se formeze cetățeni cu simțul demnității, al onoarei și așa mai departe. Sigur că nu o intru foarte mult, pentru că nefiind filolog aș risca să fac niște greșeli, să se iertați dacă eventual puteți să luați cuvântul și să amendați un pic ceea ce am să spun, sigur că ne ajută în reciproc. Ele sunt asemănătoare și le folosim un alternativ. Când spunem onoare, înțelegem și demnitate. Și invers. Și fiind nevoit, trebuie să scriu ceva despre demnitatea creștină, m-a rugat cineva să scriu, așa trebuie să caut și mai ales să vorbesc cu cineva. Am vorbit cu un filolog care are și cunoștință de filozofie, de istorie și de sociologie și am vrut care ar fi diferența dintre demnitate și onoare. Că dicționarele nu ajută foarte mult. Dacă vă uitați în Dex, o să vedeți că aproape aceleași explicații la fiecare. Și mi-a spus așa, și eu l-am crezut. Acum, nu știu dumneavoastră dacă o să acceptați această explicație. Însă așa că demnitatea este ceva care pleacă dinăuntru. Dinăuntru omului. Din felul lui. Nivelul lui de educație, de autoeducație. Ușor, ușor devine demn pentru ceva sau, Doamne ferește, nedemn. De aceea noi, atunci la filotonie, când am fost filotonie și când vedeți că se sfințește, cum se spune, un preot, un diacon, dar la un moment dat se spune dignus est. Demn sau dignus est. Dignus est. Asta, demn este. Deci are o demnitate, o pregătire și un comportament care pornește din ființa lui. Iar onoarea este ceea ce vine din afară spre om. Adică cineva care are o demnitate dinăuntru, primește din afară onor. Da. Așa se, ați auzit, doctor honoris causa, un doctorat de onoare sau invitat de onoare. Sau cum spunea tot Părintele Galeriu la un moment dat, zice, știu pe cineva care nu aleargă niciodată după onorul, ci onorurile aleargă după el. Mi-a rămas întipărită vorba asta, cred că e și scrisă undeva. După ce a trecut Părintele Galeriu la cele vești și după ce am avut la 10 ani pomenirea și am luat cuvântul câțiva dintre ucenicii dânsului, amintind, lucrând la acești doi termeni, onoare și amintire de vorbă de Părintele Galeriu, mi-am dat seama că ei se potriveau foarte bine. Nu știu dacă neapărat vorbea despre dânsul, nu era foarte smerit, nu știa niciodată eu, ci noi,
se includea într-un grup mai mare, așa. Într-adevăr, unii l-ați cunoscut, alții nu, ați auzit, ați văzut poate și filme cu dânsul sau videoclipuri sau anumite predici care sunt înregistrate audio video. O vorbă deosebit de înțeleaptă, asta apropo de demnitate și de onoare, sigur, cât se poate, noi ne îngrijim să ne creștem copiii, elevii, studenții, ucenicii, pe noi înșine, în spiritul demnității, demnității creștine. Dacă cineva ne va răsplăti cu onoare sau asta, nu mai e problema noastră. Nu mai e problema. Problema noastră este să încercăm să fim, cum spuneau cei vechi, cetățeni demni, iar noi creștini demni. Dar am vrut să apăs pe această constatare că tare se potriveau părintelui Galeriu aceste cuvinte pe care le-a spus despre cineva, ce știu pe cineva care nu are arde niciodată după onorul, ci onorul e după el. Și așa i s-a întâmplat părintelui Galeriu. Știți, mai ales în vremea din urmă, toată lumea îi recunoștea demnitatea. Și era o demnitate smerită, plăcută, ușor de primit, nimic suficient, nimic forțat, nimic. Așa, și atunci, sigur că îți era drag să te duci, să-l onorezi, să-l cinstești cu respectul cuvenit, cu un cuvânt, cu o floare sau, mă rog, în cazul dânsului, invitat la foarte multe emisiuni sau conferințe în țară și în străinătate. Deci, acesta a fost cadrul în care am dorit să prezint câteva lucruri și, cum obișnuiți mai departe, acum, dacă... Părinte profesor, mulțumim tare mult. Tare mă bucur că ați venit. Mulțumim. Suntem așa bucuroși și încântați pentru că e o altfel de seară duhovnicească cu Sfinția voastră, de altfel că am presimțeam că va fi altceva. Pentru tinere de astăzi, ce rezonanță mai au cuvintele onoare și demnitate? Pentru tinere de astăzi, aici, de acum. Că pentru Sfinția voastră înțelegem, pentru Părintele Galeriu, cu atât mai mult, pentru ceilalți. Dar astăzi unui tânăr spune, ce onoare, ce demnitate, ce mai înțeleg ei, sau ce reușesc să mai asimilez ei, măcar din acești doi termeni, onoare și demnitate. E adevărat, vedeți că și într-un cor de 100 de inși, unul dacă va cânta cu alții sau de cel pas. Și mi se pare că dacă sunt anumiți tineri tulburenți, mai apar și pe la televizor, ar reprezenta o majoritate. Nu, știm foarte bine, din fericire, cel puțin în România, există, eu așa cred, când mă plimb și eu prin țară, există o majoritate de tineri cu minți care își văd de treabă și o minoritate care într-un fel sau altul a fost întotdeauna. Sau chiar dacă n-ar fi o majoritate, facem o constatare realistă. Există tineri studioși, de virtuoși, chiar atașați de biserică, și acești tineri, pe acești îi văd ca puținul aluat care poate să dospească toată prăbutătura, de azi și de mâine. În familie, în locul de muncă, în România de mâine, în Europa, de când vin întrebări și de la credincioși, Părinte profesor, v-ați intersectat și ați studiat mari predicatori ai bisericii noastre. Dacă puteți să ne faceți așa un minim pomelnic cu cei mai mari predicatori, mai contemporan nouă, mă gândeam și la Galaghion, Toma Chiricuță, însă venim încoace, Dumitru Călugăr, care a fost și profesor. Mă gândeam la un Antonie Plămădeală, la un Bartolomeu Anania, între Galeriu, bineînțeles, și mulți, mulți alții. Care credeți că au, sau care ziceți că au creat o școală, o tradiție în rândul omiliei ortodoxe românești, a omileticii noastre românești? I-ați pomenit deja, i-ați pomenit. Dar să vă spun ceva, mă treabă studenții, fie la București, fie la Cluj, cam și la Cluj câteva ore. După opinia noastră, care e cel mai mare predicator din istoria Beoreului? Cel mai mare predicator.
că dau un răspuns, așa, dar până atunci îi întreb eu, zic, măi, care este cel mai mare predicator din parohia cutare? Cu alte cuvinte, fiecare în parohia lui, preot, ca preot slujitor, trebuie să fie un bun predicator. Poate cuvântul mare e prea pompos. Un predicator conștiincios la nivelul lui. Darurile sunt împărțite. Știți foarte bine ce sunt apostol Pavel. Însă aparțin aceleași duc. Ați spomenit niște nume care îmi sunt și mie foarte dragi. Așa în istoria predicii la români, primul nume care este pomenit, într-un fel, cel mai mare este Antim Iberian. Sfântul Ucenic Antim Iberian. De ce este mare? Sigur, din Ahile lui. Pentru că el a făcut trecerea de la Cazanie la predica rostită liber. Și vorbea cu mult curaj, așa a supărat pe unii, l-am supărat și pe domnitor, pe urmă ei s-au împăcat. O poveste foarte, foarte frumoasă. Ce interesant că au ajuns amândoi în sinaxar și în calendar. Da, sigur. Antim Iberianu și Constantin. Și Antim Iberianu este pomenit în acest an, cum știți, prin hotărârea Sfântului Sinod. Deci el a pomenit ca un deschizător de Domn. În rest, în fiecare secol a fost câte un predicator, așa fiecare dintre noi avem anumite preferințe, cum fiecare medic are medicii lui, profesorii lui, sigur, fiecare. În ultima vreme ne-am folosit foarte mult, sigur, de anumite cărți de predici. Părintele Galeriu este profesorul nostru al tuturor, rămâne un model. Nu trebuie să încercăm să limităm noi care suntem la nivelul nostru, însă Duhul Părintelui Galeriu merită cunoscut și trebuie să fie continuat. Așa avem acum acces și pe internet să-i vedem, să-i auzim. De punctul meu de vedere, câțiva care au revoluționat predica în sensul bun al cuvântului la noi, au fost Antonie Plămădeală, Bartolomeu Anania, Nicolae Steinhardt. Da. La un moment dat eram tentat, fiind mai tânăr, așa, să mă iertați că spun, am făcut destule gafe, sper că nu și erezii, am spus studenților. La un moment dat îl prezentam pe Steinhardt în top. Zic, după mine, Nicolae Steinhardt este cel mai mare. Cu dărâne de dovedi. A tuturor timpurilor am zis așa. Dar m-am grăbit, pentru că ne dreptățim pe alți predicatori care au fost. Sigur, așa predici misionarii au avut și Ierei Cleopa, și Ioanică Bălan, și Nicodim Mândriță. Da. Petru Mănăstiri, Părintele Cleopa, Părintele Teofil Turian, da, alți predici. Sigur. Sigur, sunt zone și zone. Știți cum îi văd, ca să încheiem acest arcul? Îi vedem pe toți predicatorii la o masă rotundă, cum e masa lui Brâncuș de la Târgu Jiu. Acolo sunt 12 scaune, nimeni nu-i în cap, nimeni nu-i în coadă. Masa e rotundă. Iar în mijlocul mesei, cine este? Predicatorul cel mare. Hristos. Deci cel mai mare predicator este Hristos. Credeți că se pune suficient accent pe rolul, pe importanța predicii astăzi? Și da, și nu. Și da, și nu. Ca la școală. Că zice că unor copii nu le place matematica, nu le place uneori din cauza profesorului, care nu-i atrage. Nu le place geografia. În alte școli, unde geografia este materia cea mai iubită. De ce? Pentru că, dacă și între noi preoții, dacă preotul își dă interesul și pregătește predica, sigur. Întrebări din biserică, domnul doctor? Complete, vă rog, doamna. Da, nu vreau să întreb, vreau să spun așa. Că e o mare bucurie seara aceasta că avem ocazia să întâlnim rudenia după Duh, așa ar spune Părintele Galeriu, rudenia după Duh. Deci Părintele Vasile Gordon este unul dintre ucenicii apropiați și iubiței Părintelui Galeriu. Acum, eu am aflat despre Părintele Vasile Gordon de la o verișoara mea, Ioana Dragu, care l-avea duhovnic mulți ani înainte de a-l cunoaște eu pe Părintele Gordon și prin anul 2000 a venit la mine cu un buletin parohial de la Biserica Gorgani. Era un buletin în care era un articol la care verișoara mea știa că precis o să-mi facă mare plăcere. E bine, era un articol al lui Costion Nicolescu,
omagiu pentru cei 80 de ani pe care îi împlinea Părintele Galeriu. Nimeni nu l-a egalat pe acest Costion Nicolescu în descrierea Părintelui Galeriu. Este extraordinar, este minunat și de aceea l-am pus și în carte și pe site. Asta a fost prima întâlnire cu Părintele Vasile Gordon și atunci pentru mine, odată în an, Sfântul Ilie însemna că este la Biserica Gorgani. Mai apoi, când Părintele s-a mutat la cer, sigur că dintre cei care, profesorii de la Facultatea de Teologie, care au depus mărturie despre activitatea Părintelui Galeriu, a fost și Părintele Vasile Gordon și atunci am aflat că, iată, nu numai că i-a urmat la catedră, dar l-a avut și conducător la doctorator. Într-un program doctoral ai o întâlnire și o cunoaștere a profesorului mult mai mult decât îl ai la catedră. Deci l-a cunoscut la modul minunat și l-a mărturisit frumos. Mai apoi se împlineau 7 ani de la mutarea Părintelui Galeriu și de Sfântul Ilie l-am descoperit undeva lângă icoana Domnului Hristos pe răzvan Bucuroiu. Domnule, este redactorul șef al Lumei Credinței și al Lumii Monahilor. Mă rog, încă nu apăruseră, probabil, nu apăruse încă Lumea Monahilor, dar al Lumei Credinței. Și cu îndrăzneală l-am întrebat, sunteți domnul Răzvan Bucuroiu? Da, zice, aceasta e biserica mea de metanie. Și aveți un articol despre Părintele Galeriu, acum la 7 ani? Nu am. Și atunci mi-a dat adresa de mail și imediat a colaborat și am publicat atunci comemorarea Părintelui Galeriu la 7 ani. Părintele Galeriu era atât de atent cu cinstirea memoriei oamenilor, vaselor alese care și-au adus contribuția într-un fel sau altul, fie la cultură, dar mai ales în duh, încât sigur că merita și eu am considerat că Părintele Galeriu l-a descoperit în biserica, în lumea aceea multă care era la hram, mi l-a descoperit pe domnul Răzvan Bucuroiu și iată că am și reușit să publicăm. Sigur că am urmărit după aceea și în buletinul acesta de la al parohiei de la Gorgani, când am primit numărul 100, prin anul 2011, Răzvan Bucuroiu, care este și redactor onorific, vorbește extraordinar de frumos despre truda și devotamentul Părintelui Vasile Gordon. Zice, nu numai că a făcut primul pas, dar câtă trudă este ca să adun un material și ca să-l faci, să fie și editat și iată să păstrezi o tradiție, pentru că ce face acest buletin, spunea Părintele, spunea domnul Bucuroiu, este credință aplicată. Credință aplicată. Este minunat. Și credința aplicată, cred că este și această seară, în care Părintele Vasile Gordon ne-a explicat niște lucruri. Sunt, cum ar zice Părintele Galeriu, zicea, sunt adânc fericită când era o bucurie duhovnicească să auzi despre profesorul de suflet pe care l-ai avut, să auzi niște cuvinte și niște comemorări. Sunt foarte multe amintiri frumoase și așa este Părintele Galeriu în testamentul pe care l-a lăsat, mi-a spus foarte clar, v-am pus în suflet credința, voi să o mărturisiți. Sigur, cea mai mare mărturisire o dau preoții, sigur, și după aceea păstrând nivelele fiecăruia dintre noi și mame și profesoare, dar și mai ales mame, pentru că mama este cea din tâi profesoară. Cea din tâi profesoară pentru copii și după aceea pentru nepoți. Eu vă mulțumesc. Mulțumim. Peste 2 săptămâni, cu ajutorul lui Dumnezeu, luni 21 martie, tot la orele 19, tot aici în Sfânta Biserică, îl vom avea ca invitat de onoare de Părintele Petru Moga, de la Câmpina, de la Biserica Sfântului Ioan Nicolae din Câmpina,
care va vorbi despre preot și familia acestuia, model, reper și exemplu pentru credincioșii și păstoriții săi. Că vedeți bine, în ziua de astăzi, preotul este țintă al multor atacuri și al multor calumnii, multe, sigur, pe nedrept, zise și făcute sau afirmate. Și atunci Părintele Moga, cu aproape 40 de ani de preoție, de experiență sacerdotală, va veni și va vorbi despre preot, despre misiunea preotului, despre rolul preotului și, nu în ultimul rând, despre familia acesteia și, cum îmi spunea Sfințeasa la telefon, să știi că am să vorbesc și despre rolul preotesei. Foarte bine, zic, nicio problemă. Părinte Mihai, două minute, o întrebare sau o completare? Două minute, că dacă nu vorbește două ore, fără să ține. În ce privește pe Părintele Profesor Vasile Gordon, vă dați seama ce nume poate. Vasile. Ce a mai fost Vasile cel la baza teologiei noastre care începem liturghia? Știți? Făcea lucrurile cu temei. E greu să mai completez ceva în cariera dânsului după atâția ani. Este bădită experiența și cuvântul cald cu care vine în mijlocul credincioșilor și sunt convins că și acolo, la plăcașul de zrujire, cuvintele sunt sorbite ca atunci când te scol de la masă și te așezi în partea unde este desert. Despre predică, dragilor, și pot să vă spun sigur că a punctat și Sfinția sa, am atins și noi cu decât gândirea noastră sau cei care au vorbit, despre pilonii cei mari ai predicii noastre în Ortodoxie, mari predicatori. Și sigur că eu consider, din punctul meu de vedere, că atunci când o predică în fața demoriașilor, în fața credincioșilor, trebuie în primul rând să-ți construiești predica pe acest filon temeinic care vine de la patristicii noștri și până astăzi, adică ținând cont de lucruri semnificative pe care oamenii am putea să-i spunem luminați, cum este și Sfinția sa, vin acolo cu niște lucruri esențiale. Dar este în grija predicatorului respectiv, la momentul respectiv, să întregească acea predică și predica devine bună, așa consideră că o predică este bună, atunci când cei care audiază tenoria și nu pleacă de la predică. Indiferent că sunt elite în cadrul unei biserici extraordinare sau o biserică necăjită, micuță de cartier, medulat sau unde este. Deci funcțiile, cum sunt oamenii de acolo, că sunt simpli oameni inculți, mai sunt și din acești oameni de la țară și de la părți, sau că sunt oameni livrați, academicieni, el depinde. Este vorba de talentul predicatorului, care însă vine de așa natură, predica de acel filon care vine cu temei cristic, mergând la viața omului din parohia respectivă. Dar asta presupune ca predicatorul respectiv, în speță, preotul, parohul respectiv, să fie aproape de sufletul oamenilor. Cei care sunteți în această parohie, sigur, au fost evenimentele acum, Părinte Profesor, foarte concentrate la noi în ultimul timp, speriam dragul nostru, frate, la povestit, poate, și de asta se explică faptul că sunt așa puțin, dar să știți că, de regulă, este neîncătătoare bisericuța. Și noi sperăm din toată inima că și cu alte ocazii când veți mai veni, veți avea această bucurie din plin. Da, sigur, acum, ca și la noi, și la noi miercuri seara, unii se mai mulți, unii mai puțin, dar, repede această mărturie Scripturii, așa puțin cum suntem, sperăm să fim ca puțin maluar care dospește toată frământătura și mergând acasă, la serviciu, să prelungim ceea ce învățăm aici cu toții. Apropo de Părintele Galeriu, vă amintiți că spunea, zice, am învățat de la credincioșii mei mai mult decât din școală și din cărți. Adică, poate, uite. Și atunci, și eu mi-am notat aceasta ca ultima idee, în biserică și peste tot și în școală, învățăm unii de la alții. Și profesorii învață de la el, știți foarte bine, că un elev care are o scripire sau o inspirație de la Dumnezeu, ne spune, sau un student,
mai ales ne pot spune niște lucruri la care poate nu ne-am gândit niciodată. În familie la fel, m-a întrebat o tânără familie care au înfiat un copil. Nu sunt chiar foarte tineri, dar ne putem să mai aibă copii, au în jur de 40 de ani. Și părinte, învățați-ne puțin cum să procedăm ața cu copii, aveți nepoți. Și zic, ce să le spun? Și am zis așa, dragă, începeți o școală acum, și dumneavoastră și copilul. Învățați unii de la dimers. Dimers. Învățăm unii de la alții. Atunci comentul e elev. Ce înseamnă? Aurințile. Aritica. Aritica. De la elevație. Elevare. Elevare. Da, exact. Exact, da. A crește tot așa. Îngăduiți, credeți, să mai dau la această scripția voastră legată de demnitate. Demnitate, moralitate, să știu în același context. Dragilor, în contextul de viață actual, este foarte greu. Fratele Stelian a pus întrebare părintele lui, tinerilor noștri de astăzi. Nu întâmplător a pus dumneavoastră această întrebare, pentru că vedem cu tristețe, cu mâdnire oarecum, anumite manifestări ale tinerilor noștri care nu ne dau speranțe frumoase pentru viitor și nu ne plac anumite atitudini, comportamente. Este greu să-i mai strunești pe tine de astăzi, te călăuzești, când mijloacele de informare, mass media, în speță, telefon, nici mai stai în fața computerului. Telefonul este extraordinar, deci are greu tot timpul, Google, Facebook, net și mai departe, și când plimbă degetul pe pastă, pe ecran, și caută predică și vede că tot o reclamă cu o femeie goală sau cu alte chestii, îi tulbură mintea. De aceea, dragilor, rolul preponderent îi revine părinților. Din păcate, acum sunt acei puțini părinți care ar fi adecvat subiectul, că mai mult sunt oameni forți în partea lor de viață, sunt și câțiva. Dar eu o spun în speranța că, văzut cum spun și altădată, face lucrurile de apostolat cu toții, nu mai trebuie. Așa ne învățam în Cuvântul. Duceți cuvântul de învățătură din atâta vă la vecinul, la unul de pe stradă. Deci aici trebuie lucrat. Primul an când copilul este în casă, să-l formeze așa natură, încât el când iese în mediul de viață cu colegii de la școală, să nu-l izoleze colegii și să zică, a, tu ești prost, te ține mamă la supă, cu fraică. Pentru că zic, vreau să-l lăsăm să nu facă aia, să nu facă aia. Să-l învețe tu să fii așa de artist în sufletul tău, încât să faci casă comună cu ei, să nu te ponegrească, să nu te izoleze, dar în același timp să nu te murdărești de ceea ce nu este spiritual, nu este bun, nu este moral, de la cei care sunt asemenea exemplu. Aici este mare artă. Și încă un punct, care iarăși este ca un mare păcat. Foarte mulți dintre noi suntem obsedați, ardiați. Avem bani, bani, bani. Suntem trăim în era asta exacerbată a consumismului și nu mai suportăm să vedem că are o mașină mai mare și mai frumoasă decât a mea. O casă mai frățoasă de plana și așa mai departe. Și din cauza asta sunt foarte mulți părinți care își neglijează copiii. Lucrează dumneavoastră până seara, sau și mai trist, și vă dau exemplu, direct exemplu. Au venit la mine aici predicat. Părinte, mă iertați, am 74 de ani și n-am cu niciun păcat, că sunt teme în toată viața. Am bătune, poate apete, dar rupte. Și are nouă mamă, am bătut până la reșină. Cum am putut să faci așa ceva? De ce ai făcut asta? Părinte, de ce am intrat la ea în casă și se uita la computer și se uita la telefon? Foarte rău zic asta din cauza dumneavoastră și părinții m-ați educat. Părinte, eu o cresc de când eram mică și de la 2 ani de țări eu o cresc până acum la mama și eu am crescut. Părinte, și după aia mi-a fost vizită vin la Sfinția voastră și la 4 zile am intrat la ea. Am dus la ea la camera asta, la ce s-a culcat și am văzut lumină pe sub ușă. Era ora 1 noapte și am intrat din fil așa și își pusese pătura în cap și la dreptul se uita în trase de tot, la tot la fil. Și am văzut-o ea, părinte. Și am spus, nu copilul este vinovat, dumneavoastră sunteți vinovat. Și a început să plângă, mi-a luat o fire. Și mi-a spus, părinte, mă încercați pentru părinții. Părinții nu sunt acasă, sunt în Italia, la urmă. Cum? Am doi? Da, și am doi. De când? Păi de când avea 2 ani, mi-a lăsat o mie să o crescă. Ce părere au subiții vă putea să spunea? Nu poate fi frisc, poate e, dar... Deci... Tot de Duhul Părintelui, că nu e rășa părinților... Știm, și noi ne întâlnim. Cazurile vor fi tot mai multe, însă... O să vă spun, nădejdea nu pierde niciun pic și avem și temeri, slavă Domnului, că cu bisericile, fără să fim triumfaliști, parohiile,
își fac misiunea lor, încă familiile creștine sunt la ele acasă, în România, adevărat, această migrație în toate direcțiile ne creează probleme, dar și de la Părintele Gheorghe, vă mai spun, mă pomenesc cu un părinte, Părintele Constantin Voicescu, tatăl soției mele, trebuie și prin închisoare, acum vreo 12 ani de închisoare, și a fost necăjit, a fost orfan, a rămas de mic orfan. Avea un optimism, o nădejde creștină foarte sănătoasă, foarte mulțitoare și fără să ignore realitățile. A zis, bă, revoluții, câte convulsii au fost, încât și acum, părinte, bă, sigur că recunoaștem greutățile și tristețile din familie, dar, mulțumim Dumnezeu că încă societatea românească este bine așezată. Bine așezată și bisericile sunt... Vă dau răspuns, părinte. Da. Copilul meu, la 4-5 ani de la grădiniță, un coleg de-a lui se înjurau tot timpul. Ce am făcut? Le-am luat amândoi și am spus eu toate înjurăturile. Și le-am spus, când veți auzi a doua oară din gura mea așa ceva, atunci să repetați și voi. Și atât am venit. Da, fiecare caz e particular. Da. Fiecare doară cu rețeta ei. Cu... Avem o întrebare. Sigur, vă rugăm, da. Poftiți. Bună seara, nu neapărat o întrebare, ci o completare a ceea ce a spus dumneavoastră. E foarte, foarte sănătos ca și principiul de educarea copiilor, cel pe care l-ați sfătuit dumneavoastră, respectiv cel de educație prin joacă. E demonstrat științific în ultima vreme că e una dintre cele mai eficiente forme de educație, atât în rândul copiilor, cât și în rândul adulților. Și o alta pe care eu o aplic foarte eficient cu fiul meu este cea a pildelor. Știm cu toții că unul dintre cei mai, dacă nu cel mai mare învățător și educator al lumii este Iisus Hristos. Și ce a folosit el cel mai mult au fost aceste pilde. Copilul este pus și chiar și adult, copilul însemnând un copil mic până la un copil de facultate sau poate chiar un copil ca mine. Este pus în postura să gândească și să judece și să ia propriile decizii de la această... Ce vârstă are acum? Are 5 ani și câteva luni. Să fie sănătos, foarte important, de mici așa țin. Fiecare, ca părinți, ca bunici, ca prieteni, ca vecini, ca profesori, ca și suntem fiecare, ca preoți, fiecare vom face câte ceva. Poate n-ați văzut niciodată, eu am întrebat pe fată, dacă aveam aici un ecran, să căutați pe internet sau să rugați pe cineva din familie, dacă nu vă descurcați singuri. Este un clip foarte frumos, se numește De ce cântă privighetoarea? Deci, și căutați acolo să vă vedeți, e uimitor, nu durează decât vreo 5 minute. Da? Adică, de mici, nu vreau să vă povestesc ca să căutați singuri, de mici puii de privighetoare sunt învățați să cânte într-un mic fel. E minunat. Și apropo de duhul acesta de joacă, în sensul pedagogic al cuvântului, nu să ne jucăm toată ziua, Constantin Noica, pe care le evoca Andrei Pleșu, scria prin anii 40, zice, visez la o școală la care să nu se învețe nimic. Căutați, se găsește tot pe internet. Andrei Pleșu, Constantin Noica, scrieți acolo, o școală la care să nu se învețe nimic. Dați-mi să citesc asta. Vă rog, citiți bucata asta. Visez la o școală în care să nu se predea, la drept vorbind, nimic. Să trăiești liniștit și cuvincios într-o margine de cetate, iar oamenii tineri, câțiva oameni tineri ai lumii, să vină acolo, spre a se elibera de tirania profesoratului. Căci totul și toți le dau lecții. Totul trebuie învățat din afară și pe din afară. Iar singurul lucru care le este îngăduit din când în când este să pună întrebări. Dar nu vedeți că au și ei de spus ceva, de mărturisit ceva? Și nu vedeți că noi nu avem întotdeauna ce să răspunem? Eu un fragment. Și să vă spun contextul foarte de scurt. Noi că am murit în 87, dacă nu greșesc, la un an, la pomenirea de un an, Pleșu a scris o plachetă care se găsește pe internet, dar se găsește și citită de el. Eu, audio, am găsit-o.
ce am învățat eu de la Constantin Noica. Ce am învățat și greacă și latină, dar am mai învățat ceva. Și de acest exemplu cu școala. M-a șocat, adică, stai puțin, o școală la care chiar să nu se învețe nimic, să nu se învețe nimic în sens scolasticist, didacticist, eroare cu așa, fără relaxare, fără tihnă, odihnă, răgaz, așa cum înseamnă scolit. Da? În sensul acesta, iată că o confirmare din partea unui mare filozof și reconfirmare din partea lui Pleșu, care, sigur, are harisma vorbirii și a scrisului, cum cunoașteți cu toții. Stimate domnule doctor, rolul terapeutic al predicii din perspectiva unui psihiatru. Discutabil că o predică este un discurs destinat celor cărora li se prezintă subiectul. Fără doar și poate că lectorul și-a făcut din capul locului un plan și un scop. Important este să vorbească pe înțelesul celor cu care prezintă și nu să-și prezinte el diferențele și abilitățile și așa mai departe. Deci, și același lucru ne întorc la educația copilului. Din păcate, se uită tot mai mult că esența educației copilului stă în modelul familiei. Numai că familia de multe ori una este ce face ea toată ziua și alta ce spune la ora de educație. Și de multe ori se contrazic, ceea ce e foarte trist pentru copil. Copilul, dacă vede modelul în familie bun, fără doar și poate. Nenorocirea zilelor noastre este că tot mai puțini părinți au timpul să stea cu copilul și să-i vorbească pe înțelesul lui. Nu ce a citit ultima dată și așa mai departe. Din păcate, eu cred că aici este dificultatea foarte mare a zilelor noastre. Ruperea copilului de familie și familia care este altceva decât modelul pe care trebuie să-l preia copilul. Aici trebuie să... Mulțumim! Alte întrebări? Întrebări sau completări, știu. Sau poate... Fie un dialog. Poate n-ați înțeles ceva. Vă rog. Vă rog, doamna, mă stați. Același lucru poate, da, da, în altă hană. Copilul este oglinda familiei. Este oglinda familiei. Este duhul. Deci el asta reprezintă, duhul din familie. Deci copilul reprezintă duhul familiei. Copilul nu are nevoie de conferințe ținute de părinți. Deci nu așa se educă. Și dacă vrem din când în când să arătăm că îl educăm, nu avem nicio șansă. Pentru că este ceea ce se întâmplă în realitate acolo. Ai văzut un copil? Cum este? El îți oglindește exact ce se întâmplă. Așa că nu, rare ori se întâmplă și atunci când se întâmplă, înseamnă că își petrece mai mult timp în altă parte copilului și vede altceva. Să vă dau un exemplu, când un copil, într-o familie unde totul merge bine, la un moment dat are o scăpare și o
explozie de vorbe care nu sunt în familia respectivă. E întrebat, cum ai fost să spui asta, nu? Ai văzut în familie? Ah, eu știu foarte multe, dar nu le spun. Deci asta înseamnă un lucru nemaipomenit, că el și-a format deja imaginea ce trebuie să spună și ce nu trebuie să spună, că inerent în școală, în colectivitate, vine în contact cu orice. Dar când baza lui este cea bună, el discerne deja. Deci ne-au vorbit doi medici, un psihiatru și un pediatru. Ce frumos! Dacă mai sunt și alte completări sau întrebări? Mai câteva, cred că mi-ați amintit de o vorba lui Sigur Mehedinț, marele geograf, care a fost și un mare pedagog și a scris și cărți, pedagogia creștină, dacă pe mine mai creștinismul românesc, zice, dacă vrem să avem copii buni, trebuie să învățăm să fim părinți buni. Pare simplu, dar aici e cheia. Și să învățăm. Nu că am fost cândva. Oricând se poate recupera un pic, nimeni nu-i perfect. Învățăm să fim părinți buni, învățăm să fim bunici buni, cât un trei așa. Și atunci, sigur că avem nădejde să fim și copiii și nepoții mai bunici așa. Vă rugăm dacă... Pe 7 noiembrie anul trecut, părinte profesor, la Moșii de Iarnă, am oficiat aici un parastas pe care, dacă ajută Dumnezeu, vrem să-l facem și anul acesta din nou, special, deosebit, în cadrul căruia i-am pomenit pe toți marii noștri părinți duhovnicești. Așa. Și sigur, în lista respectivă, în pomenicul de vreo 200 de nume, care strâns și de la credincioși, așa, de la toată lumea, la loc de frunte și de cinste, l-am pomenit și pe Părintele Voicescu. Dar vreau să vă spun că e puțin cunoscut. De aceea v-aș ruga în două, trei cuvinte sau fraze, creionați-ne puțin portretul Sfinției sale, fiindcă a fost un mare părinte. Și vorbiți-ne într-un minut și de Biserica Sapienței, unde a slujit. Nu mai câteva clipe să îngăduiți să mai zic ceva de Simeon Mehedinț. Pe mine m-a fascinat acest om, l-am descoperit târziu. La Părintele Voicescu l-am descoperit, ca să fac legătura. Părintele Voicescu, pe lângă teologie sau înainte de teologie, a studiat și istoria, geografia. Cum Simeon Mehedinț a fost o listă neagră mulți ani în vremea aceea, a fost puțin cunoscut. A trăit vreo 94 de ani totuși. Dar zice așa Simeon Mehedinț, nu există copil rău, sau să zicem copil bun și copil rău. Există doar copil în care n-ai descoperit partea bună. Și cred că e valabil și pentru noi. Nu există om rău neapărat așa, 100%. Nu vrem să vedem partea aceea bună. Părintele Voicescu, Constantin, tatăl soției mele, înainte să fie preot deosebit, duhovnic, deosebit la locul lui. Mă feresc să folosesc cuvântul mare, așa mare, numai Dumnezeu este. Înainte de toate, era un om deosebit. A zice, un om de plin. Și ca familist, și ca tată de copii, și ca om printre oameni. Eram ginere de foarte mulți ani și descopeream, pe zi ce trece, omenia din el, omul propriu-zis. Omul. Înainte să fim soți, soții, doctor, profesor, preot, trebuie să fim oameni. Omul. Pe mine m-a, sigur, preot deosebit. Nu se pune în discuție pentru Voicescu. Dar un om deosebit de atent. Aveam la un moment dat, așa s-a întâmplat, fără să o parohie mai bună ca Ardezului, deci o parohie Sapienței, o parohie modestă și cum el rămăsese și vădul cu banii, stătea destul de prost, așa. Și eu, sigur că aveam un salariu mai bun, eram și profesor și, un exemplu, mergeam undeva, să zicem, și serveam masă undeva și mă pregăteam să plătesc eu, că știam că dânsul stă foarte subțire.
N-apucam să văd, nu știu cum făcea. Nu știu cum făcea, mă zicea, da, era atât de atent, atât de delicat. Și părinte, măi, lasă-mă, lasă-mă. Măi, coșa, aveam trei copii, lasă-mă, că eu... Vă spun, poate m-am spus un bărunțiș. Da, dar oamenii mari se cunosc din lucruri mici. Da, mi-am dat seama, uitați, apropo de oameni, dacă ne uităm la un tablou, la o icoană, la o icoană. Sigur că e desenul, e reprezentarea, echipul, dar detaliile fac valoarea. Umbrele, luminile, culorile, detaliile. Așa și la un om. Părintele Voțescu, așa, Părintele Galeriu, și ca mulți, mulți ați. Câți ani a slujit la Sapienții? Deci, dânsul a ajuns la Sapienții în 76, cred, sau 75, până în 97, când a reculat Domnul. Puțin înainte de tot A avut și un predecesor acolo pe Părintele Constantin Sârbu. Da, da. Alt mare, contează foarte mult când găsești o comunitate formată, contează foarte mult. Iar părintele, sigur că a păstrat acest duc și... V-a marcat sau în ce fel ați putut depăși sau gestiona momentul sfârșitului său în traznic? L-ați putut depăși? V-a marcat? L-ați depășit ușor, greu? Nu știu cum se întreabă. A fost foarte că greu. A fost un sfârșit... A fost foarte greu, că a fost surprinzător și a fost tragic, a fost accident de mașină, stupid. Da, n-a fost urmărit, că s-a făcut scenarii, nu. Însă, eu văd atunci, îmi amintesc de chipul soției mele și al surorii mele. Au fost trei copii. Mihai, fratele, cu natul, ca bărbat, ca și cu mine, sigur că... Na, care tot preot, da, în tot Grecia. Preot, da. Dar suferința mare a fost a fetelor. Însă, s-a trecut o obicește. Printre cei care au scris, au vorbit de fapt, a fost Orintul Mitrescu, la un moment dat, că se întrebau mulți, de ce părintele acesta, care a fost duhovnicesc, care a fost cu minte, care a făcut închisoare 12 ani, care a trecut prin școală orfan, deci a rămas orfan de foarte mic și a crescut numai prin orfelinate și putea să se piardă, nu s-a pierdut. Deci omul acesta deosebit ca un sfânt a murit călcat de o mașină sau așa. De ce? Ce vârstă a avut? 73. Și Sorin Dumitrescu a încercat un răspuns, zice, nu mă feresc să spun cuvântul sfânt, a fost un sfânt, dar lucrarea lui Dumnezeu a fost așa, să desprinde, să îl răsplătească mai repede decât ne-am fi așteptat noi. Așa că erau anii gen 97, el era și duhovnicul lui Constantinescu, așa că s-au cunoscut la Alianța Civică, noi eram uimiți. Într-o dată părintele nostru era duhovnicul președintelui, cu toate problemele. Și a început să se fie îngrijorat, pentru că Constantinescu a început să fie ușor strâns de gât. Până când a fost sufocat. Și discuta așa, discret, cum Emune spunea, sigur, se crede de spovedere, dar se mă zice, trebuie să-i spune, să-l vadă, uite, parcă nu mai departe, nu cu tare. Și era foarte, foarte îngrijorat și frământat. Încât după ce a murit, am zis, Dumnezeu l-a eliberat pe părintele nostru și acum vede altfel cum și ne ajută de acolo mai mult cu rugăciunea lui. La anul vă gândiți să faceți ceva când se vor veni 20 de ani? N-am vorbit niciodată. De acum, mulțumesc pentru... Sigur, cu siguranță că se va face, dar fiindcă mi-ai amintit, am să chiar să vorbesc cu familia, cu soția, îi spun chiar în seara asta, sigur, că dânsa și cu sora și organizează. În încheiere, vorbiți-ne puțin despre Biserica Sfântului Ilie Gorgan și despre activitatea frumoasă de acolo, și catehetică, și sacerdotală, și misionară. Că aveți acțiuni foarte frumoase. Sunteți patru preoți, profesori și aveți... Nu-i ce va ieși din comun, știți? Ca și la trei. Avem zile și mai bune și mai puțin bune. Dar înainte de asta, tot așa pe scurt, dacă mai aveți vreo întrebare sau vreo completare ceva, vreo întrebare scurtă, punctuală sau știu eu, să nu plecați cu ea așa. Completare. Mă rog. Gimnaziu și liceu. Tot curvită din activitate care se poate face până la...
Sigur, sigur. Licheul lui Aristotel, ca și Academia lui Platon. La Platon, Academia era un academos, un cetățean care a donat grădina și s-a făcut școala acolo, Academia. Da. Ce să vă spun, biserica noastră Sfântul Ilie Gorgan, sunt acolo din 91. Din 91. 25 de ani? Da, să vă numim în septembrie, așa, și o comunitate foarte frumoasă, o tradiție frumoasă acolo. Agușul pe cine ați moștenit acolo? Pe cine, la cine ați preluat? Deci eu, Părintele Bobicianu se numea cel care a murit și l-am găsit pe Părintele Aulescu Alexie, cu care am slujit un număr de ani până s-a pensionat și, pe urmă, sigur că am început să cer la Patriarhie, așa, m-am dus cu lucrămiți. Da, să colegi mai tineri și câte unul, până când am ajuns să fim patru. Și toți profesori și în armonie. Așa s-a nimerit să fim, dar biserica cam de doi preoți. Dar fiind și la facultate, ne mai rânduim, ne putem și vă spun drept așa și chiar dacă se filmează, am observat că la oraș mai ales, unde sunt doi preoți, să mă atașați de unul. Că trebuie să fie repartizați teologii, preoții. Unde-s trei, încă unul. Hai să așa, mai bine să-i cerem noi, să ne adunăm noi așa, care ne înțelege și, slavă Domnului, ne înțelege foarte bine, da. Părintele Crețu Vese și ucenici la catedră. Da, suntem într-un fel. Acum nu mai sunt ucenici, suntem colegi și învățăm unii de la alții. Ce vreau să vă spun însă, că multă lume înțelege sau nu înțelege. În biserica aceasta veneau pe vremuri legionari. De aceea se numește biserica legionară. De ce? N-au făcut-o ei, biserica e veche. Aveau sediu pe Gutenberg numărul 3, sediu central, acolo era și capitanul și cu toți ai lui și era biserica cea mai apropiată. Fiind biserica cea mai apropiată, e vină la biserică, au fost oameni credincioși. Acum, știți cum e? Oameni și oameni, legionari și legionari, comuniști și comuniști. Întotdeauna și toate timpurile. Eu mi-a dat Dumnezeu și mă bucur că pot să dau această mărturie în câteva cuvinte. Mi-a dat Dumnezeu să cunosc partea frumoasă și bună a mișcării legionare, a frăților de cruce. Părintele Voicescu, tata Socru, a făcut 12 ani pușcărie pentru că a fost în frățire de cruce ca elev. N-a apucat să fie legionar, nu știu ce. A fost elev și acolo erau recrutați cei mai buni la carte și erau frățile de cruce. Dar ce-am cunoscut din 91 până în clipa de față, au fost și sunt niște oameni câți mai trăiesc, minunați, care au îmbrățișat această doctrină cu părți foarte frumoase, puterea pagii în același timp, dar vă spun, oameni cu totul și cu totul deosebiți. Mulți mi-au fost fi duhovnice, sunt și acum, să mai spovedesc la mine. Și am avut cărți la îndemână, reviste, măi, ce-i cu mișcarea legionară, dacă tot a făcut tata socru pușcărie și dacă veneau la biserică, ia să văd, în afară de ce am învățat, în comunism și în filmele lui Sergiu Nicolaescu, sărmanul. Deci acolo s-au spus și foarte multe minciuni. Dar nu din cărți am aflat pe ce am aflat, ci de la oameni. De la oameni cu părul altelor, care au făcut pușcărie 5, 6, 7, 10, 12, 15, 17 ani de pușcărie. Pentru că e ceva acolo. E o temă controversată care trebuie citită, văzută, auzită, cum se spune, sine ira et studio, adică fără mânie și fără părtinire, obiectiv. Și vom găsi lucruri minunate, vom găsi și lucruri, și umbre, și probleme. Deci, în biserica noastră, până în ziua de astăzi, cel puțin jumătate, ca mai cunosc, biserica se umple fiecare duminică, sunt legați cumva de această poveste. Prin părinților, prin bunicilor, prin frați, surori care au... Activități. Ce activități faceți?
Dumneavoastră aveți mai multe aici. Da, da, aveți o seară catehetică întreruptă de peste 20 de ani. Avem în fiecare miercuri. Fiecare miercuri 20 de ani. Da, din 94. Cel mai lung șir catehetic. Nu este, n-a fost inițiativa noastră, eu urmăream slujbele în continuare, țineam câte un cuvânt la fiecare slujbă, dar n-am organizat până când au venit niște tineri de la Ascol din vremea aceea, unui călugăr acum la Putna Popescu. Așa v-am cunoscut și eu. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Teofan Popescu, atunci era Tudor Popescu. Tudor Popescu era șeful președinte Ascol și a zis, părinte profesor, zice, acceptați să fie o seară de dialog, că sunt, mai sunt câteva biserici unde am. Dar cum să nu? Așa am început. Așa am început. Era în 1996, 95, 94, și după aceea 95, 96. În 94 am început și am ținut cu dinții, știți? După, au fost câțiva ani de efervescență, veneau și poate mulți tineri și așa. Era și Liga Studenților. Era, da. Urmă lucrurile s-au mai așezat, oamenii au devenit mai ocupați și acum avem un nucleu, cum ziceți dumneavoastră, avem un nucleu fidel care vin, discută cu noi, fixăm câte temă. Buletinul parochial cum îl scoateți? Cum apare? Apărea ilotempar la început de două pe lună. Era foarte răbuitor. După aceea o dată pe lună. În ultima vreme apare o dată la două luni. Și pe site, apare, da, exact. De când e site-ul, sigur că lumea citește acolo, da. Nu facem ceva deosebit. De parte de noi să ne arugăm niște merite așa prisositoare, cum se spune, însă ce contează foarte mult, ne-a ajutat Dumnezeu să avem armonie între noi preoții. Mare lucru. Deși suntem de vârste diferite. Toți patru profesori. Profesori cu opinii diferite, cu accente câteodată, însă am stabilit un principiu care nu-i de la mine. Zic, fraților, în clipa în care o să apară o problemă, o discutăm în acea zi. Te-am spus eu că am mai tot trebuie. Eu, așa mi-a rânduit Dumnezeu să-i adun pe toți. Nu lăsăm pe a doua zi. Ce zice Mântuitorul? Să nu apună soarele peste mânia voastră. Și așa am făcut. Nu există probleme. Dacă cumva n-am reușit să ne... Avem și noi, avem probleme, că suntem oameni. Nu deosebite. Să mai contrezi, ne mai supărăm un telefon seara sau un e-mail. Și așa. Dar nu că ne demetim. Mulțumim de că am reușit lucrul ăsta. Asta e fapt. Atunci oamenii simt că la noi în altare este pace, dragoste, înțelegere, Îmi cer scuze, am o întrebare. Da. Mă ridic cu picioare de respect. Spuneți-mi, deci e scurtă și la obiect. Da. Când căsătorii are dreptul un om, indiferent că e bărbat sau femeie, să aibă de-a lungul vieții? Cum scrie în pravila ortodoxă? Vă spun, da. Ce aici nu v-a scris? Nu, ca să folosesc cuvântul dreptul, fiecare om pe fața Pământului, așa, creștin, ortodox să zicem, deci, are dreptul... După Sfânta Scriptură vreau să-mi răspund. Da, are dreptul la o singură căsătorie. Deci, asta e dreptul. Deci nu la 3, 4, 5, 7 căsătorii. 2, 3, Doamne ferește, 4, aici vorbim de îngăduință. Cu pogorământ, nu de drept, de nu de drept, nu, îngăduință. Deci în Sfânta Scriptură scrie una singură? Da. Mulțumesc. Un domn, o credință, un botez, înțelege și eu așa. Mulțumesc frumos. Părinte profesor, vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Mulțumim din suflet tuturor, vă dorim un post binecuvântat că începe de duminică seara. Și ne dorim a ne revedea și reîntâlni cu toții peste două săptămâni, pe 21 martie, când va veni Părintele Petru Moga de la Câmpina. Doamne ajută, seară binecuvântată, facem rugăciunea și fotografie de grup. Și mai puteți sta de vorbă cu Părintele și în particular. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu toții. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucerice, Părinte, Profesor, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Amin. Mulțumim. Și eu aș vrea să mulțumesc tuturor care, la oră târzie, după serviciu și alte oboseli, ați venit să fiți împreună cu noi. Consider că este o onoare pentru mine, așa, pentru noi, că ați făcut acest efort. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să sprijiniți preoții de aici, să își facă misiunea, cum încercăm în fiecare parohie să o facem, înaintea Domnului și a oamenilor. Să facem poza de grup.